Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie! Săptămâna asta ziceam că începem uh, cu un nou subiect, însă după ce am stat să ne gândim un pic, ne-am dat seama că parcă nu i-am făcut uh, suficientă dreptate lui uh, lui Marcus Tullius și uh, mai avea Sergiu câteva idei pe care ar fi vrut să le zic uh, în legătură cu, cu Cicero. Um, Într-un fel, ceea ce mi se pare că nu am explicat suficient de clar e să vedem cam care sunt ideile omului, că până la urmă am zis că omul are niște idei foarte importante, însă nu am vorbit despre care sunt, uh, sunt acele idei. Așa că, Sergiu, uh, povestește un pic despre, despre Cicero și despre cât de mult. Hai că e favoritul tău, unul din ei. Da, am fost cam misterios data trecută și vă, vă spuneam că voi, voi dezvălui viziunea educațională a lui Cicero, în primul rând, care probabil ar fi cel mai bun ministru al educației pe care l-ar putea avea România în zilele noastre. La el. Un, pic, sever, un pic sever, dacă i-ar băga pe ăștia în închisoare, iar strangul. Nu prea, nu faci la asta ca ministru. Așa erau romanii, erau dur, dar drepți. Ce să face nu, îl, pune, nu punem în consul, îl punem doar ministrul al educației, da? să, ne învețe, să ne învețe, nu să ne, guverneze. Bun. Deci, scopul educației, ca să condensez foarte mult esența spuselor lui Cicero, trebuie să fie excelența individuală. Adică, din punct de vedere intelectual, excelență individuală, din punct de vedere intelectual, să înțelegi providența aia naturii de care, aia, de care zicea el, să înțelegi cauzele lucrurilor și excelență cumva, din punct de vedere moral. Deci, excelență individuală din punct de vedere moral, intelectual și moral. Moral comportamental. O să vedeți, aici implică și noțiunea de comunitate. Că deci, dacă nu ai comunitate, deci, nu ai reguli sociale și nu ai nicio morală, da. Corect. Deci, practic omul spune să fii cât de bun poți. E, e genial că el zice, practic, din antichitate, că e inutil să băgăm în noi informații cu nemiluita și să nu înțelegem cum funcționează lucrurile de bază la, la nivel organic. Oh. Deci, asta zice el. Zice că informația este aproape inutilă. Dacă nu face din tine un om mai bun, adică mai stăpân pe emoțiile tale, mai conștient de gândurile tale și atenție, mai implicat în viața cetății. Pentru că Cicero după zice că după ce omul devine propriul său stăpân, după ce ajunge la această excelență individuală, consideră că e o datorie esențială, e aproape obligatoriu ca acest individ, individ să se pună în slujba cetății. Și uhum. să execute serviciul public, da, magistraturile și tot acest cursus honorum de care tot, tot discutăm noi de o vreme în Republica Română Deci, practic, din punctul de vedere al lui Cicero, ce este important e nu informația, ci să înveți cum funcționează lucrurile și, până la urmă, eforturile de a fi mai bun să fie puse în slujba cetății. Exact. Nu? Asta exact. înțeleg. Ok. Da. Mai okay, întâi te domini pe tine și după ei vei putea domina și pe alții, ceea ce e mare. Uite, de exemplu, noi, eu la istorie, apropo de informații din astea mai, mai puțin utile și cu nemiluită, trebuia să învăț câte colonii americane au fost la început, trebuia să știu anii bătăliilor, Ștefan cel Mare, nu știu câți secui au luptat în bătălia de la înalt. Nu spun că nu sunt utile, pentru că sunt utile, te pot ajuta să pui cumva piesele cap la cap, dar. Mi-aș fi dorit să se insiste mai mult pe, pe cauzele conflictelor, pe, nu știu, înțelegerea asemănărilor, a diferențelor, la, la nivel de structură, de, de putere, de religie, de, de colectarea taxelor. Păi eu am înțeles, după 20 de ani, și asta din proprie inițiativă, că faptul că noi aveam voievoși și nu regi, nu știu, nu ne-a permis niciodată să stăm la masa bogaților. O să ajungem acolo și o să vedem. Adică, în paradigma aia medievală. Eram tot timpul niște, niște vasali, dar nimeni nu mi-a zis-o atunci și dacă știam chestia asta acum 30 de ani, eram mult mai meseriaș, să zic așa. Înțelegeai mult mai bine da, de da. ce ești unde ești. Corect. Înțelegeam de ce Ștefan a fost Ștefan, de ce... mă rog, da, toate alea. O să ajungem uh -huh. acolo. Deci asta spun. Deci Și acum... De, de, de ce spuneam că e foarte bun ca ministru al Educației. Degeaba mă bombardezi pe mine cu o mie de informații dacă nu îmi livrezi și contextul. Dar e ca și cum aș nu știu, arunc o sămânță pe asfalt, și nu se prinde nimic de mine. Adică. Păi, în, în fond, chestia asta încercăm noi să o facem acum, pentru că într-un fel e să aruncăm informație, dar uite, a trebuit să facem uh, cel mai lung de tur pentru a ajunge de fapt să vorbim despre istoria românilor Că noi în momentul ăsta facem, vorbim despre Republica Română tocmai ca să ne înțelegem exact ce s-a întâmplat în, în spațiul ăsta al nostru, local a, Asta ne-aș dori Asta este contextul pe care îl dăm, nu? Asta este foarte bine Înseamnă că, uite, vezi, l-am anticipat pe, pe Cicero înainte să-l fi citit da, să știi că ce îmi place cel mai mult la el și cred că am spus-o și săptămâna trecută. Bă, nu te ia cu nebunii din alea, epistemologie, fenomenologie, design, cu tot felul de concepte din astea, cu, 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 așa, super, super complexe. Poate să îl citească și un băiețel de 10 ani și un tip de 20 și să înțeleagă ce, ce, ce spune. Uh -huh. Uh -huh. Deci, păi, da, până la urmă, asta e, asta e foarte important și exact. Exact asta îmi place într-un fel la, la antic. Știi că în momentul în care îl citești, eu, ok, Cicero ca Cicero, dar de exemplu îl citești pe Plutar. În momentul ăla vezi o poveste zisă, zisă ok și parcă lucrurile nu mai sunt atât de încălcite. Deși deci o să vedem că lucrurile pot fi foarte încălcite după aia. Dar da, asta este. Eu, da. El vine cu chestii din astea foarte simple. Zice, bă, dacă ai mintea antrenată, dacă ești pregătit, ești conștient de utilitatea informațiilor, atunci vei fi mai motivat să, să asimilezi informația asta. Da. Bine, el o zice un pic mai. el vorbește de termen de virtute. Vine cu chestii din astea super tari. Trebuie să fii cumpătat. Trebuie să fii înțelept, bine aici mi-am notat eu niște termeni. sapienția, justiția, vine cu chestii de genul ăsta Trebuie să fii generos, trebuie mm -hmm. să fii viteaz, uite viteaz de exemplu nu mi-am notat cum se numește în latină Să-mi fie rușine, nu am fost destul de înțelept, n-am avut virtutea pe care și-o dorea Cicero ca să vă ofer și această informație Zice de echilibru, zice de bun simț, mm -hmm. de prudență, de stăpânire de sine, zice și de modestie, de simplitate Și ce e genial? Pentru toate calitățile astea, grecii aveau un singur cuvânt, sofrosine, ca să înțelegi care era diferența filozofică între romani și greci în momentul respectiv. Adică, cumva, romanii erau la genunchiul broaște și încercau să recupereze. Iar, apropo de importanță, că am, am lăsat discuția săptămâna trecută și, bă, cât de important a fost, de fapt, Cicero, ce a făcut el atât de important? Uh -huh. Pe lângă uh, influența majoră uh, asupra limbii latine. Păi, uh, și Petrarca, și Bocaccio, și Dante, cred că mai târziu, au ajuns să spună: Bă, dacă un cuvânt nu a fost folosit în opera lui Cicero, înseamnă că el nu aparține limbii latine. Atât de influent ajunsese și, adică, toată opera lui redescoperită de, de Renascentiști a fost, mă rog, a co constituit foarte multă vreme o piatră de căpătâi în, în Universitatea de la Bolonia <coughs> și în alte universități din vest. Toate, în toate clasele, în toate clasele se studia Cicero, pe lângă da. alții, pe lângă Seneca sau așa, dar în fiecare clasă Cicero era cel mai studiat dintre toți toți autorii. Da. De a spun, sunt niște idei extraordinare și ăsta este sfatul meu, dacă doriți, nu vă recomand acum, dar și de, de Republica, și de Oficis, și de Legibus, în care discută despre legi foarte mult și foarte frumos și foarte clar și foarte clar, că asta mi-a mi plăcut și mie, băi, nu, nu aveai nevoie de, de cunoștințe anterioare ca să înțelegi conceptele lui lui Cicero Nu îți făcea el, îți construia tot felul de, de concepte din astea super Spunea, bă, cu ajutorul rațiunii poți, să, poți fi o ființă uh, capabilă să cuprinzi toate tainele universului Depinde doar de tine, folosește-o uh -huh. Fără, fără alte, alte prostioare Și, uh, nu știu... Cam asta, cam asta voiam să spun, doar un un citat din Cicero care exprimă cel mai bine opera lui, sau mă rog, așa cred eu. Înțeleptul se caracterizează prin rațiune, mediocru prin experiență, prostul prin necesitate și bruta prin instinct. Așa că noi asta încercăm să facem să ne folosim cât mai mult rațiunea. Am înțeles. Băi, foarte foarte mișto ce ce ai povestit tu aici. Și, într-adevăr, uite, e, e o chestie, poate și cei care ne ascultă în momentul în care sunt lipsiți de inspirație, poate să pot întoarce către, către acești gânditori mai vechi care cumva gândeau mai simplu, dar aveau o viziune mai clară. Pentru că, în momentul ăsta, poate ce, ce avem, avem prea multă informație, prea multe cuvinte și prea puțin conținut. Și corect. Da. corect. Nu. Voiam doar să mai fac o glumă înainte să trecem, Așa. că tot. Hai că, am a, am a, tot... Hai, că o pregăteai de mult. <laughs> exact, o pregătei de mult. Da. Apropo de, de diferențele astea dintre romani și greci. Cicero a făcut adaptarea asta de la filozofia grecească la cea romană. De, deși el recunoștea că grecii erau mai rafinat și mai mai intelectual, cumva. Avea pe de altă parte convingerea că romanii erau mult mai înzestrați din punct de vedere al. Nu știu, al ADN-ului, al forței interioare, al virtuților intrinseci, care, nu știu, țineau de genă. Și exista o glumă din asta, în epoca respectivă, o glumă romanilor despre greci pe care îi considerau foarte slabi. Ziceau romanii, bă, grecii sunt atât de slabi și lipsiți de virtute, încât mănânc atunci când le este foame. Și, și, nu doar, și nu doar că mănânc atunci când le este foame, dar mănâncă suficient de mult încât să se sature. E o blasfemie. Păi noi romanii mâncăm doar când trebuie, nu când ne e foame. Și atunci mâncăm doar așa un pic, doar să ne alinăm. Păi orice animal poate mânca atunci când e foame. Noi ce facem aici? Nu ne deosebim deloc față de animale. Deci, serios, e genială gluma. Bine, ok uh... dar, dar apropo, pe scheletul ăsta dur, să știți că pe sure. scheletul ăsta dur, glumeți, s-a construit societatea asta romană Care era mult mai dură decât decât cea grecească Adică cea grecească, cea ateniană, nu cea spartană, care erau tot da. așa elitiști și, na. Bine, cea spartană are ea, ea însă și problemele ei, plus că ea s-a construit și mai mult problema spartanilor era să se asigure că nu cumva își Uh, își au sclavii uh, nasul la purtare, că de fapt aia era marea lor problemă acolo. De uite, romanii, mare lucru, au, au știut să-și extindă la nivel aproape planetar modelul ăsta de conducere. Spartanii nu au fost în stare de chestia asta, au rămas ei acolo, în ca lor. Nu aveau, ei chiar au rămas, chiar, chiar s-au izolat și au rămas în, la ei în cetate și în afară de câteva colonii pe care le-au le, -au, le -au întreținut, colonii care erau construite cu oameniilor uh, oamenilor inferiori, în niciun caz cu oamenilor de elită, spartanii nu, nu, nu și-au dus mai departe regimul, să zicem, și nici nu, nici nu era. Era destul de greu de menținut așa ceva. Uh, bun, pentru... Deci, îți pot spune. Cicero tratează toate subiectele la care te poți gândi și la care nu te poți gândi, cu o singură excepție, pe care, nu știu, are un blind spot, adică zici că își pune mâna la ureche și nu vede, el care vorbește tot timpul, bă, de libertate, de omul liber, de rațiune, de gândire, nu știu ce, Păi, omite complet sclavia din societatea romană. Ok, nu există, așa ceva nu există. Um, poate că nu o să ca o problemă. Uh, știu că, știu că Cicero totuși este folosit ca material de referință când se vorbește despre sclavia din, uh, din Republica Romană Pentru că uh, în scrisorile lui către, către prieteni uh, Sclavii apar, de exemplu, e acea poveste cu sclavul Demetrius. Demetrius, IV. Exact, asta Corect, da. corect, dar el adică lui nu-i se pare că omul ăla ar merita mai mult. El nu-l consideră om în primul rând din, și spune, bă, l-am pierdut un sclav, lasă că-l găsesc eu după o vreme și ca să mă răzbun, nu știu, îl pun să mai încopieze copieze vreo două, trei opere, îl mai pun să, să, scrie acolo mai mult. Deci el nu... Na, deci sclavia nu e un impediment pentru democrație, pentru oligarhie, pentru aristocrație, na, e undeva acolo, așa, marginală. Bine, viziunea noastră despre sclavie acum este o viziune a unor oameni care nu au văzut sclavia cu ochilor și au, au mai degrabă la activ o percepție a propagandei legate de sclavie care vine din Statele Unite. Sclavia din Statele Unite pe bază rasiale și. De fapt, nu. Până la urmă, e o categorie socială care este făcută sclav. E un pic mai complicată, și la noi. O să vedem, o să vorbim despre fenomenul sclaviei la noi, și o să fie un pic diferit de ceea ce știm în mod normal. Da, mă gândesc că în perioada fenomeni... respectivă chiar nu existau state fără sclavi, adică nu știu, să, să poți să vezi undeva că e alt cumva și să te gândești mai... măcar așa aspirațional la chestia asta. Nu, nu, nu cred că existau și știi de ce? Pentru că, de, de exemplu, este... și în, uh, și la Romani, uh, în momentul în care. De, deci, cumva era de la sine înțeles dacă nu ai fost suficient de puternic cât să rezisti. Uh, lora care vin să te jefuiască, să te. Așa, asta este, asta, asta e destinul, știi? E ceva de genul, asta e natura lucrurilor. Și, într-o formă metaforică, putem să spunem exact același lucru: că cei care nu sunt capabili să reziste valului de influențe uh, externe ajung sclavii uh, din punct de vedere financiar, din punct de vedere cultural. Ai altor uh, ai altora mai puternici. Și cam aici o să, o să încheiem uh, paralela cu, cu ziua de azi. Dar, uh, ideea Acum. este că, da, sclavia e un uh, fenomen complex și la un moment dat, poate, uite, uh, după ce facem pauza aia lungă din vară, ne întoarcem cu uh, ceva mai mult. Uh, mai multă cercetare făcută pe subiectul ăsta și stăm un pic să vorbim despre, despre cum arată și sclavia, de deci ce nu în, în ce o să discutăm atunci cel mai probabil Imperiul Român. Or, oricum, asta urma să spun, băi, cu sclavie, fără sclavie, mi-a plăcut așa de mult tipul ăsta, filozoful ăsta, încât, nu știu, în loc de Ave Cezar o să spun Ave Cicero. Adică pentru toate chestiile, mi-a mi plăcut. Recunosc că nu doar cariera lui politică, și dacă, v-am spus, și dacă ies ignorând complet latura lui artistică, el tot rămâne un, un mare om de stat din Republica Romană da. dar, dar dacă îi adăugăm și latura asta artistică, deja devine un titan, un titan. Da, deci, până la urmă, ce este mai important la Cicero este exact influența asta, care, până la urmă, într-un fel, din punct de vedere moral, putem considera părintele renașcentismului știi? Deci e, e interesant, e interesant de bună seamă. Însă, noi săptămâna asta o să începem să vorbim despre. Ok, am vorbit despre Rockstar până, până acum, mă, despre Pompei. O să vorbim despre. nici nu știu, despre legenda Republicii Romane. Um, omul despre care toată lumea, chiar dacă nu e familiarizată cu subiectul, dacă. Există un singur om de care toată lumea știe ceva, cel puțin un lucru uh, și acel om este Caius Iulius Cezar sau Kaiser dar nu o să îi spun, îi zicem o singură dată așa ca să mi-o stoiesc așa pe, uh, dragostea de a pronunța lucrurile cum trebuie însă uh, atunci eu îi spun Kaiser sau țar. Păi nu, de acolo până la urmă, de acolo o să vină toate, toate denumirile astea: Țar, uh, Kaiser, Chancellor. Uh, denumirile... de... Da, da, da de, de, denumirile astea vin, uh, vin de la băiatul ăsta și, uh, atât de mare, practic, omul este un, uh, un fenomen atât de complex și este probabil cel mai bine documentat personaj din întreaga istorie antică și nu glumesc. Deci există atât de mult text scris pe omul ăsta încât o să ne fie nouă greu de fapt să, uh, să ne abținem de la a da uh, mai multe informații pentru a nu transforma ăsta într-un uh, într podcast despre Iulius Cezar și despre fiul lui Augustus. Așa că o să începem astăzi să vorbim despre, uh, despre Cezar. În primul rând, de unde știm Cezar? Cezar, toată lumea știe acum că lumea își face Cezariană. Ce este Cezariana e complicat. Inițial auzisem legenda asta că Cezar a fost numit Cezar pentru că s-ar fi născut prin Cezariană. Dar, nu glumesc, chiar am auzit oameni <coughs> vorbind despre chestia asta. Ce se întâmplă însă. Dar nu cred că era posibilă la, la adică în vremea aia, cunoșteau ăștia acest da, și da, 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 pentru că existau mai, multe, mai mulți cezar, au fost în istorie chiar mai mulți Iulius Cezar. Uh, și uh, cognomenul Cezar vine de la Caedo, uh, care înseamnă a tăia faptul că un strămoș a fost de fapt tăiat din burta mamei Ce se întâmpla? Uh, chestia asta se întâmpla în momentul în care mama era probabil pe moarte și uh, fătul încă era viu și atunci se făcea această operație. Acum, ce se întâmplă? Și dacă, și dacă de exemplu, nu ieșea sau așa. Asta era genul de, asta era genul de operație pe care, în momentul în care îl făceai, mama copilului murea știi? și ăsta e motivul pentru care știm oarecum că mama lui Cezar uh, încă, încă a mai trăit mult timp după uh, după nașterea lui deci s-a putea ca el să nu fi fost primul Cezar din familie și așa și este, tatăl lui uh, întâmplător numit tot ca Iusilius Cezar uh, este uh, printre altele a fost guvernator al provinciei Asiei și, cum ziceam, iarăși îl cheamă tot Cezar. Deci, cam, cam asta e chestia. Și sunt mai mulți, apropo. Deci, în momentul în care uh, am citit toate textele astea ca să ajungem până aici, până la punctul ăsta, am văzut o mulțime de Cezari. Știi? Adică nu, nu e chiar un, un cognomen nemai întâlnit. Mm, este unul chiar consul, care a fost înaintea lui un piculeț, da, tot, tot Cezar. No, uh, cum ziceam uh, uh, caius, pentru că apropo, ăsta este numele lui. Uh, caius. Nu este Cezar. Noi îi spunem Cezar, el, el este caius. Dacă s-ar fi întâlnit cu prietenii lui pe stradă, el ar fi strigat caius. Știi, el are numele lui, sau mă rog, gaius, depinde care variantă vreți să o folosiți. Și uh, Caius s-a născut, așadar, patrician, dar într-o familie cât de cât săracă. Uh, familie săracă care uh, avea, totuși, un istoric foarte, foarte îndelungat. Adică, uh, cu obsesiile astea, omul își trăgea Firul genealogic încă de la regii romani, care erau undeva pe la 500, mult 500 înainte de Hristos, și de la fiul lui Eneas. Și ca chiar și de ca la, la fiul lui Eneas, ca ca exact. Ca bilina, da. Exact. Și uh, își mai revendica și uh, originea din Venus, nu? Da, 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 din Zeița Venus. Din exact. Zeița Venus, deci. Care au adaptat-o. Au luat-o pe Afrodita și au făcut-o Venus. Exact, exact. Și uh, Aștar, no. Caius este, este născut în această familie, uh, familie mare, dar, mă, mă rog, importantă, dar, uh, dar Scăpătată la, uh, la punctul în care se naște. Însă. Ce se întâmplă undeva, chiar după nașterea lui, el se naște în 100 înainte de Hristos Ce se întâmplă este că în familia lui Caius intră un alt Caius, mult mai celebru decât el la acel moment Mai mult ca sigur Un anume Caius Marius, despre care am mai vorbit El se căsătorește cu... Iulia, mătușa lui, sora tatălui, una din surorile tatălui uh, său. Și în momentul în care uh, Marius intră în familie, practic, el se folosește de, uh, de familia Iulii pentru a. Uh, pentru a-și da oarecare legitimitate uh, uh, imaginii crescânde în societate eu aș, aș fi spus, pentru a parveni, dar îmi place cum gândești, ești foarte delicat. Băi, nu cred că e o chestie de parvenit, pentru că nu uita că, că, dacă țin bine minte, și Marius avea această meteană, văzută ca meteană de către, de către romani, și anume chiar și băia asta ceea ce este un lucru foarte, foarte reprobabil în societatea, în societatea română. Da, da, pentru că Marius era novus homo, avea nevoie de puțină. puțină aură, puțină aură. Da, puțină aură, puțină legitimitate. El a venit, a luat. Bine, nu și-a asumat numele respectiv, dar, într-un fel, știi cum e, Caius Marius Junior, este un, un Iulian, știi, ca să spunem așa. Deci este unul din, uh, din cei care provin din, dintr-o familie cu un istoric foarte mare. A, da, cam. Da. Nu, asta acum îmi dau seama. Deci Iulia, nevasta lui Marius, a fost mama lui Marius cel Tânăr. Deci, cumva, Marius da. și Cezar erau verdrept. ok? Exact, exact. Și această familie îl propulsează, practic, aduce familia iulilor din, dintr-o zonă scăpătată într-o zonă mai. cât de cât mai, mai, bună, însă nu pentru multă vreme. E clar mai bună, clar mai bună că în cei mulți ani. Acum, uite, că el s-a născut în anul 100, Asta era penultimul consulat al lui Marius, păi în cinci da. consulate credem că s-a chivernisit Marius Binișor, adică avea ceva zestre acolo Absolut, dar mai mult decât, decât zestrea pe care o aduce Marius în, în familie, aduce influența Influența este mult mai importantă Corect. Și clienții Și, și clienții, clar Uh, cum ziceam, tatăl lui guvernator uh, ajunge, evident, prin relațiile cu, cu Marius, ajunge guvernator al, a, a, guvernator al provinciei Asia, însă moare destul de devreme, în 85 înainte de Hristos, și Cezar devine în momentul respectiv cap de familie, la vârsta de numai 16 ani. Apropo de uh, elementul ăsta, o să o mai spun o dată, oricât de sec ar suna, uh, toți ăștia de care vorbim noi acum, Pompei, Cicero, Cezar, Marius, Sula, frații Grahus, toți au ajuns să fie membrii marcanți ai vieții politice din cetatea eternă doar pentru că tatăl lor murise când ei aveau o vârstă extrem de fragedă și, cum zici da. și tu, au devenit pater familias Deci, asta e, na ei, și astfel beneficieze de toate drepturile, de toate moștenirea și. Deci, na, oricât de sec ar suna, ăsta e adevărul, că dacă da. tatăl lor ar fi trăit 70 de ani, vai de steaua lor, la 50 de ani nu mai aveau ce să facă. Și uh, chestia este că treaba asta se întâmplă cam în același timp cu tulburările din Roma. Adică, să nu uităm. Uh, în, în perioada respectivă, în 86 înainte de Hristos, uh, moare, uh, moare Marius nu? Da. Deci în perioada respectivă au loc uh, diversele, diversele înfruntări din, uh, uh, din Republica Romană Ai Sula care uh, este dat afară din oraș, recucerește orașul Uh, după aia vine Marius cu Sina, rămâne Sina uh, Și de exemplu, una, unul din primele lucruri pe care îl face, îl face Cezar Este ca în momentul în care devine cap de familie să o repudieze pe Fata cu care era contractat să se căsătorească de când era mic și să se căsătorească cu fica lui, uh, lui Sina, omul care era da, mai slab decât Marius, doar la al patrulea consul. Adică unul din cei mai, uh, unul din cei mai influenți, consulul din, din, anul respectiv, se căsătorește cu fica consulului uh, pe numele ei Cornelia și împreună au aproape imediat o fică pe nume Iulia. Și acum povestea se încălcește și motivul pentru care povestea se încălcește nu este pentru că povestea este foarte complicată, ci pentru că sursele pe care le avem nu sunt de acord cu cronologia. Și dacă o să simțiți un pic că sunteți confuz după ce ne auziți, fie că este lipsa noastră de talent în a transmite informația, fie este pur și simplu faptul că lucrurile sunt încălcite, pentru că Plutar scrie într-un fel și Suetonius scrie într-un alt fel. Și ăștia sunt două mari surse importante, mai ales pentru această perioadă a vieții lui Cezar. De exemplu, Plutar afirmă că nu, de fapt nu, Suetonius zice că, uh, că uh, Cezar, o să-i spunem Cezar, pentru că dacă zicem Caius, după aia nu ne mai înțelegem un cum. Uh, în, uh, în 84 înainte de Hristos sp uh, se spune că e numit Flamendialis Plutarch Plutarh spune că nu, că nu e numit Flamendialis că uh, Că, că de fapt El intrase pe uh, Pe calea preoțească Pentru a fi numit Flamendialis Dar nu a ajuns să se încă Și într-un fel povestea lui Plutar are mai mult sens Dar am vorbit despre acest Flamendialis și hai un pic să vorbim Despre cine este, ce este acest Flamendialis Deci să nu uităm Care este situația În momentul ăsta Roma este, uh, este controlată De Sina uh, Marius a murit în 86 înainte de Hristos, chiar în anul în care a luat al șaptelea consulat, a, a trăit vreme de vreo 7 sau 8 zile sau, nu știu, 13 zile din din consulatul respectiv, timp în care uh, Gaius Marius a avut timp să facă suficient de multe crime. Și printre crimele respective este că uh, precedentul Flamendialis Uh, se sinucisese ritualic în momentul în care uh, Gaius Marius a devenit consul. Acum nu știu exact cât e se sinucisese sau pur și simplu s-a fost sinucis, dar uh, ce este clar este că uh, anteriorul flamandialis uh, fusese, mă rog, a murit pe altarul lui Jupiter. Unde doi doicea crește tot timpul o sinucidere în doi e mult mai sigură decât una unul exact, de unul singur. Exact, Acum să explicăm un pic uh, cum arată tacma preoțească în, uh, în, uh, asta, în Roma, pentru că va fi foarte importantă în, uh, în discuția următoare. Sunt practic trei uh, uh, trei preoți dedicați uh, divers, diversilor, uh, uh, diversilor zei. Uh -huh. Da. Și uh, acești, uh, acești preoți se numesc uh, Flamen Dialis pentru, pentru, Jupiter. Uh, dias, mă, mă rog, zi Jupiter, tot pe acolo. Flamen marțialis. Care este dedicat lui Marte și Flamenc Virinalis, care nu mai știu exact cui este dedicat. Ăștia erau cei trei preoți supremi din din Republica Romană. Era Zeul Quirinus de care habar n-am ce face și cu ce să mănâncă. Cred că e și un șocolină numită în cinstea lui Chirina, da, din, da. din, din Roma. Da, exact, exact, exact. Um, mai exista un, un anume Rex Sacrorum, care era un fel de rege al tuturor actelor sacre, și mai exista un Pontifex Maximus, care acest Pontifex Maximus, poate pentru cei care au o ureche mai fină, o să-și dea seama unde o să batem, dar o să vorbim un pic mai încolo, chiar astăzi, despre Pontifex Maximus. Acest Pontifex Maximus era un, de fapt un șef peste preoți. Nu era dedicat unui anumit zeu, dar era era ceva mai ceva mai complicat. În fine, ideea este că prin uh, practic uh, Iulius Cezar, și o să luăm varianta lui, Pluta, uh, lui Plutar, pentru că pare un pic mai credibilă, uh, e deci Cezar este numit sau este numit să avanseze pe calea de a deveni flamendialis. Uh, un pic ce înseamnă ce înseamnă aceste responsabilități. Ăsta era preotul, practic era preotul șef al lui Jupiter. Și avea niște restricții foarte, foarte ciudate. Era, era un om sfânt, clar, era de neatins, era mai de neatins decât orice orice alt individ pe aici și avea o sumă de restricții pe care un, un mă rog, un, un fel de istoric Aulus Gelius face o sinteză și mi le spune, sunt foarte multe, foarte amuzante. O să le luăm pe alea mai serioase, de exemplu era ilegal să iasă din oraș peste noapte Era interzis să doarmă în alpa decât al lui pentru mai mult de două nopți Nu avea voie să încalece sau să atingă un cal, nu avea voie să atingă un fier, o bucată de fier Nu avea voie să poarte inel sau să facă jurăminte, nu avea voie să uite la armata care era în garnizoană în afara pomeriumului deci, clar nu avea voie să fie consul, pentru că ar fi presupus că trebuie să supervizeze războaiele pe care le aduce Roma, ceea ce nu e în regulă. Nu are voie să poartă o haină cu nod, doar un om liber avea voie, avea dreptul să-i taie părul lui Flamendialis, și părul trebuia să-și ia Flamendialis și să-l groape într-un loc unde să nu știe nimeni. Uh, nu avea voie să dea nume unei capre, și nu avea voie să atingă o capră, o, car de, o bucată de carne crudă, iederă sau fasol <laughs> și nu are voie să și nu are voie să treacă pe sub arcadă de viță de vie. Deci, mă rog, ideea este că este, este o poziție foarte onorabilă, foarte importantă. Uh, care îi asigură o protecție. Practic, e ceva de genul, e o sinecură, e o sinecură, o chestie sigură. Însă, ce înseamnă, ce ar însemna asta pentru, pentru Cezar, ar însemna că, practic, nu va avea un viitor militar. Ceea ce ceea în e, foarte azliu, -a. e foarte azliu, pentru că noi vorbim despre acest post de preot pe care se tot chinuie Cezar să-l obțină și pe care nu-l obține știi? Asta e, de de e, e complicat, pentru că dacă te uiți la Sfătoniu, Sfătoniu zice da bă, l-a obținut, e ok, e, e eu o nu cred. Eu nu cred, pentru că, Nici nu că era la putere și cred că a făcut tot posibilul ca Cezar să nu-l obțină Na. Păi nu, asta, asta este ceea ce se întâmplă. El, el este numit în, bănuiesc pe parcursul de a deveni acest uh, Flamendialis și este numit pe vremea lui Sina, cam când se căsătorește cu Cornelia, cam. Știi, când încă Sina uh, păstra controlul Romei. Mm, și păi el practic la fânt, era. La 14 ani la... 15 ani, ce naiba, așa de tânăr da. puteai să fii? Da, În pe idealism. Ca, ca, ca pe nu, 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 l-a pus pe și e, l-a pus acolo pe... bă, nu Bănuiesc că puteai să fii la orice vârstă, nu cred că aveai nevoie mm -hmm. de un lucru special. Da, aici, aici am dubii, sincer am dubii, cred că, cred că totuși a fost pe timpul lui Sula. dar în fine, asta spun. Încercați să. Da, noi poate o să ne mai contrazicem un pic cu cronologia, pentru că e deficitară și la istoricii și la prima mână, dar ăsta este șirul evenimentelor, cu siguranță. Da, da. deci în orice caz, ideea este că până la urmă, exact cum ai spus tu și o să tăiem foarte scurt craca de sub copacul lui, lui Cezar ca flamandialis Sula câștigă, știm chestia asta că am mai discutat-o, ajunge în Roma și printre chestiile pe care le face la început, face lista proscripțiilor după care se uită și zice, a, uite, avem un tânăr preot care, care este căsătorit cu fica lui inamicului meu de moarte. Ce să facem cu acest, cu acest individ? Și primul lucru pe care îl face este să-i confiște dota, dota Corneliei, Uh, și după aceea îl convinge Zice băi ok Cezar fiu dintr-o familie Dintr-o familie veche Familie care nu s-a războit Cu mine Zice bine ok Cezar vino aici Divorțează de soția ta Și uh, Și Totul în regulă Cezar refuză Și ăsta este un genul ăla de chestie pe care făcusei tu la un moment dat o paralelă Că vorbisei despre Pompei, care în momentul în care Sula a zis Știi ce, divorțează tensor cu fică mea? Ăsta a zis, așa e să face, nicio problemă Cezar, în schimb, nu, nu face chestia asta Refuză și acceptă consecințele Consecințele sunt oarecum evidente Ia averea, îi retrage rangul clericesc sau bine îl retrage conform celor care zic că devenise deja flamendialis sau îl împiedică în momentul în care au loc alegeri pentru, pentru acest flamendialis Ideea este că Cezar este nevoit în momentul respectiv să fugă pentru că, pentru că situația lui în Roma este neclară Și iarăși, iarăși lumea se ceartă adică E neclar dacă fuge sau pur și simplu pleacă într-o călătorie prin, prin Italia E un pic neclar, e un pic dubios pentru că uh, și sursele astea istorice fiecare are un punct de vedere și nu neapărat au stat să-și să explice fiecare, uh, fiecare pas De exemplu Plutarch spune că Cezar pleacă prin țara Sabinelor și se tot mută din loc în loc noaptea din cauza bolii lui Bine, dar eu cred că e irelevant că se ascunde, că fuge, că nu știu cum îl mituiește pe Cornelius, un soldat al lui Sula care era trimis de doi talanți lui ăla, bă, ia, no. închide ochii pe acolo. Exact cum făcea și Marius înainte. Într-adevăr, nu știi niciodată când Sula se putea răzgândi. Adică, Sula era, azi era un tip boem și recita poezii la teatru, și mâine putea să aibă un acces din asta de furie, ucidea pe toată lumea, pe o rază de trei vartale Că îi se părea că are, nu știu, mototolit, Adică, Sula avea, avea genul ăsta de complexitate comportamentală, să zic așa. Uh -huh, uh -huh. A, aici, ce voiam să spun? Cezar, într-adevăr, începe puțin cu stângul, adică face parte din familia, e în tabăra pierzătoare deocamdată, este inițial e în tabăra greșită, pentru că, na, e, era cu popular, era cu Sina, era cu Marius, adică oricum mai da o nud, adică e și cu Marius, e și cu Sina, care sunt dușmanii numărul 1 și numărul 2 al lui Sula. Da, deci, dar, dar poți să spui că el este încă un copil, e prea tânăr, nu toate deciziile sunt deciziile lui. Luate cu mâna lui și până la urmă sunt multe lucruri pe care le-a făcut pentru că a fost împins. Și mai ales ce este foarte important este că omul se concentrează pe această carieră de preot. Deja, pe cariera E, major. Asta e aproape major. E da, e aproape major, asta încerc să spun, e aproape major. E pater familia, tatălui nu mai este și cumva sul aici, mă rog, nu-ți dai seama exact uh, când se întâmplă chestia asta, nici din ce scrie Plutar, nici Suetonius, dar uh, ideea este că ai, Sula spune o chestie tare aici. Într-adevăr, fiind dintr-o familie influentă, sunt tot felul de lingușitori sau de oameni de pe lângă Sula care spun, bă, lasă-l și pe el să trăiască, uite-te, e micuț, e simpatic, e nu știu ce. Și aici uh, o să... Traducerea lui Suetonius e un pic mai complex, adică zice tot, uh, tot contextul. Bine, bă, fie cum ziceți voi, luați-l și spălați-vă pe voi pe, pe, cap cu el, adică l-am iertat, ok. Dar țineți minte că acest om pe care sunteți atât de nerăbdător să-l salvați, va da lovitura mortală aristocrației, a cărei cauză ne-am tot chinuit noi să o susținem. Căci în acest, noi am mai zis de chestia asta, că în acest singur Cezar sunt mai mulți de, de Marius. Da. Ce, ce, cred că se întâmplă aici? Svetonius scrie lucrurile astea undeva după ce se întâmplă toate, toate treburile astea. E foarte puțin probabil ca, ca Sula să vadă în el distrugătorul aristocrației și să-l mai și lase în viață. În schimb, este foarte posibil ca el să zică, bă, uite, omul ăsta e atât de ambițios că mi-amintește de Marius. Asta e, o chestie, asta e o chestie pe care aș putea -o accepta-o. Da, e o observație bună, da. S -s Sunt multe uh, despre multe texte, sau mă rog, despre multe porțiuni, se crede că ar fi fost plantate mai târziu, pentru că sună prea bine, sună mult prea legendar ca să fie adevărate și atunci aici. Exact, ieșit. exact. În orice caz, familia lui uh, intervine așadar în sprijinul lui și, până la urmă, Sula renunță la mai urmări pe Cezar, uh, în ciuda obiecțiilor pe care le are, iar Cezar, pentru că își dă seama că nu poate să mai stea foarte multă vreme în, acelorși, în, în, în același oraș cu uh, tipul care poate să-l comandă oricând să, să fie luat pe sus și executat, pleacă din Roma și ce face? Intră în armată și uh, Aici iarăși o să avem o problemă cu, uh, cu cronologia, însă pentru că, pentru că într-un fel, uh, Plutarch aglomerează cronologia, o să prefer să numeri pe cronologia lui uh, lui Plutarch. Ideea este că intră în armată și uh, acum este o perioadă inter interrăzboi. Este practic la sfârșitul primului război cu Mitridate, este momentul în care uh, Murena a preluat armata, s-a bătut, uh, s bătut cu ăsta cu, uh, cu Mitridate, deci s-a terminat și al doilea război uh, mitridatic. Suntem în 81 înainte de Hristos. Este momentul în care Murena se întoarce în, uh, în Roma și romanii, practic, tot ce încearcă este să stabilizeze situația în, în Asia Mică, situația așa cum este, cum, cum este ea în moment respectiv. E momentul în care Lucius Licinius Luculus preia comanda armatelor din zona asta și orașul Mitilen, Mitilene, se, se, revoltă contra Romei și are loc un, un asediu îndelungat uh, Asediul nu este le, uh, condus de Luculus, ar fi fost un pic cam mult să, să l vedem pe Luculus uh, implicat direct, uh, direct acolo Este condus de uh, un anume Marcus Termus care îl, uh, îl și trimite într-o misiune în Bithynia și uh, îi, uh, îi spune să obțină de la Nicomede uh, mai multe nave pentru a-și pentru a asigura blocada uh, orașului uh, Mitilen. Și aici apare unul din, uh, din episoadele foarte dubioase din, uh, din viața lui Cezar, pentru că uh, rămâne acolo suficient de mult timp și. Ajung oamenii să-l suspecteze de o aventură cu regele Nicomed al IV-lea. o aventură, da, exact. Aventură de natură homosexuală, și problema majoră a celor din, din antichitate era că domnul Cezar era pe partea celor care primeau dragoste, nu ofereau dragoste, în această relație posibilă care este doar suspectată uh, între, între Nicomed al patrulea și uh, Voi Cezar. eu zic să nu devenim tendențioși, oricum, indiferent ce zic gurile rele, Uh, ideea e că omul s-a achitat de sarcine, adică l-a convins pe Nicomede al IV-lea, bă, apropo, ăsta e super, deci bă, îl urăsc pe Nicomede al iv că din cauza lui a pornit cel de-al treilea război mitridatic, în loc să-i lase regatul moștenirelui Burebis, l-a lăsat romanilor, fii să exact. Dar ăsta, uh, până la urmă, se întoarce, se întoarce cu navele necesare la Marcus Termus ca acesta să asedieze orașul. Exact. Acum, încearcă exact. să se întoarcă, că o să vedem. Eventual, eu o să mai intervin puțin cu varianta lui Plutar, care e un pic diferită, e pe lângă. Pe lângă ce uh, zice da, pe uh -huh. hai, hai să sărim peste episodul ăsta, pentru că aș prefera varianta lui Setonius, uh, dar să țineți minte că, uh, teoretic, uh, în. în dar, știi, știi, care e chestia? Cred că este foarte puțin probabil ca episodul ăsta să fie plasat chiar aici, pentru că e foarte greu să lași așa, uh, uh, la așa un. Uh, totuși un trimis al, uh, al armatei romane să fie capturat de, de pirați Asta deci... zic și eu. În primul rând, din punct de vedere al securității, sigur, avea vreo două 3 scoadroane pe lângă el. Și în al doilea rând, la ce m-am gândit, bă, ăsta era un nei ca nimeni acum, deci nu era nimeni, puteau să-l prindă, mă rog, adică și dacă era capturat, nu era, nu era nimeni, adică o să vedeți cum decurge era... Cu n nu are ideea. logică, n-are logică. Da, exact, exact. I ideea este că o să sărim acel episod, uh, o să-l discutăm un pic mai încolo. Uh, se întoarce din, uh, din acea misiune din, uh, din uh, Bitinia și în cele din urmă participă la la sediul la sediul cetății Mitilene și acolo câștigă o o distinție foarte importantă pentru, pentru Cezar care într-un fel îi schimbă îi schimbă parcursul vieții. Câștigă ceea ce se numește coroana civică, așa cum Toată lumea știe că omul cezar este întotdeauna cu o coroană de lauri. Nu era cu o coroană de lauri, era de fapt, cu o coroană făcută din frunză de sau mă rog, din ramuri de stejar sau frunză de stejar, nu știu sigur. Și această coroană civică se acordă pentru cineva care salvează, salvează, viața unui cetățean roman omorând un inamic într-un loc deținut de inamic în acea zi și cetățeanul respectiv trebuie să recunoască acest lucru Adică, practic, trebuie să mergi, să-l pui pe unul să se, să se ducă în cetatea inamică Tu să intri, să omori vreo 2-3 pe acolo ca să-l salvezi pe ăla și să te întorci cu el înapoi în, în tabăra romană. Cam asta s-a întâmplat pe acolo. Putem să ne închipuim că treaba asta se întâmplă în, în miezul bătăliei de la Mitilen și Mitilene și că totuși, deci asta este o, o chestiune pe care o știm că a primit această această coroană civică Știi că Cezar s-a mândrit foarte mult cu, cu distinția asta și a cam Purtat-o peste tot ulterior Adică păi... o purta în public, cetățenii l-aplaudau Era mare păi... onoare adică păi -a, păi te da, oprești. Da. Și dacă erai senator Te opreai în fața lui asta cu coroana Cu coroana civică să-l exact. să feliciți Exact, deci singura, singura Distinție mai uh... Uh, mai importantă era coroana de iarbă, care coroana asta de iarbă se dădea în niște condiții foarte complicate. Și ideea este că, din câte înțeleg, este că cel care o primea nu numai că, uh, ok, uh, trebuia salutat și aplaudat uh, uh, în momentul în care apărea cu ea la adunările publice, dar cred că era și obligat să apară cu ea la adunările publice. Deci s-ar putea ca uh, să se întâmple chestia asta și iarăși, ce mai este interesant, este că după reformele constituționale ale lui Sula, uh, această coroană civică îi asigură un loc în senat. Deci practic, în momentul ăsta, din Fitecine Cezar devine un senator, senator. roman. Exact. Și asta, asta, deja deja schimbă un pic un pic lucrurile pentru, pentru Cezar. Ideea este că, cum am spus, avem lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că cronologia este diferită de la, de la autor la autor. Ce este clar este că, în momentul în care Sula moare, Cezar pleacă din armată. Și este neclar dacă întâi se duce să studieze oratoria sub Polonius din Rodos sau întâi se duce în Roma, dar ce este clar este că le face pe amândouă, într-o ordine oarecare. Se duce în Roma, unde își ia o casă modestă în Subura, o zonă din, uh, din Roma care e destul de rău famată, erau și bordeluri, era un fel de uh, district roșu din. Uh... Suburba, cred, nu suburba. Uh, cred că subura, totuși. Nu mai știu mm. sigur. Cred că de aici vine și ideea cu suburbie, că e totuși mai la un. Car... în fine, ok. Eu știu. Nu, e vorba. subura. E da? subura, okay. da, 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 e subura. Uh, și acolo începe să practice avocatura și are un uh, talent oratoric uh, excepțional. În, uh, în timp ce studiază oratoria, care este foarte posibil să se întâmple imediat după ce uh, Sula moare și când pleacă din armată uh, Cezar, se duce să studieze oratoria sub Apolonius din Rodos, cel cu care a studiat și Cicero. Dar în momentul în care se duce să studieze oratoria în, uh, în Rodos, um, traversând Marea Egee, este capturat de... Pirați. Acei pirați pe care, pe care Pompei în cele din urmă i-a rezolvat, Dacă direct nu i -a anihilat, sau indirect, nu e anihilat. anihilat, încă nu suntem la, la acel moment. Și uh, această aventură e foarte interesantă pentru că, uh, în momentul în care, uh, în care ajunge să, să, să fie capturat de pirați. Pirații, de exemplu, cer 20 de talanți pentru că au aflat că Cezar este un cetățean roman. A care Cezar vine și corectează. Nu! 20, voi nu știți despre cine vorbiți. 50! Puneți acolo 50. 50 de talanți de aur, de argint, erau de argint, erau totuși o avere destul de serioasă, adică nu, să, să nu credem că, că e vorba de, de ceva chiar de nicăieri. E totuși o avere destul de serioasă și uh, este capturat și ținut vreme de 38 de zile uh, ca să fie răscumpărat de, uh, de către Roma până la urmă. Eu le dădeam și o mamă de bătaie dacă eram pirat. Adică, după ce că ești pro și te prindem, nu serios, mai faci și pe șmecher arogant. Pe păi bine, dar știi, știi care e chestia că uh, pirații ăștia al. Uh... Ei, ei se cam amuză în momentul. Adică, ei nici nu au o atitudine foarte agresivă, nu sunt genul ăla de, de indivizi care răpesc oamenii cu gândul să le facă rău sau ceva de genul ăsta. Nu sunt interesați de asemenea lucruri. Ei sunt interesați pur și simplu de valoarea oamenilor și de cât câți bani pot scoate de pe urma lor. Cu alte cuvinte, nu, nu au absolut niciun interes să-i. Să se inconvenieze într-un mod prea, prea mare, știi? Bă, nu știu câți ani avea exact, da, 25, bătea în 20 și ceva de ani. Dar mi se pare imbecil și imberb Cezar la episodul ăsta. Aproape yeah, mare. este, este. Deci... duce nebunia asta lui Cezar mai departe și că le poruncea sol, ăsta, piraților să tacă în timp ce el dormea. Bă, cine ești tu? Exact. deci, adică noi frăpim pretor din Ostia, din portul Romei și crezi că ne interesează că ești tu sensibil și nu poți să dormi dacă vorbim noi mai tare. Deci serios, adică e... Nu știu, mi se pare dubios nu. De tot. Deci să, să explicăm un pic Cezar în momentul în care este capturat are o relație într-adevăr foarte neprincipială cu, cu pirații și ei tratează de exemplu de parcă ar fi gărțile lui de corp uh, sau uh, își petrece timpul scriind discursuri și poezie, le citește și dacă nu le placă, sora îi face niște barbari analfabeti și îi amenință în glumă că îi spânzură. Uh, pirații se amuză și îl cred așa un nătăfleț, că practic uh, se uită la el și zic, bă, Uh, aia e un copil, ce, ce poți să vrei de la el? Adică, nu, nu poți să te aștepți. Uite, uite ce glume și asta știi. Uh, orașul Miletus este cel care plătește răscumpărarea uh, pentru Cezar, și Cezar, în, uh, în momentul în care uh, este plătită răscumpărarea se întoarce în Miletus, unde în primul lucru pe care îl face este să angajeze oameni, să, să, ia câteva nave și să ducă înapoi peste pirații. Atacă pe pirați, îi, pirații cumva neașteptându-se că bă, stai un pic, că s-ar putea să existe niște consecințe pentru că noi am făcut treaba asta, Păi nu, pirații, că nici nu au plecat, erau, cu, erau da. încă pe vas, erau acolo cu ancora, se chineau să, se... nu știu, să se... de da, ei, Nu, da, nu, nu se grăbiseră. Probabil erau într-un loc de ăsta pe care îl considerau sigur, nu se grăbiseră să, să plece de acolo. Și îi, îi capturează foarte rapid după. Deci nici nu cred că se luptă cu ei, pur și simplu îi capturează, le ia toți banii și uh, din banii aia își plătește banii de răscumpărare, dar uh, apare cumva prima nemulțumire. Pirații sunt și în închisoare în pergamum și pentru a ajunge la ei și pentru a uh, fi responsabil de soarta lor, Cezar trebuie să ducă la guvernatorul Asiei, care guvernatorul Asiei. Guvernatorul Asii, să zicem că nu era foarte interesat în a-i omorâ pe, pe acești pirați, pentru că, din punctul lui de vedere, ăștia erau niște oameni care știau unde, unde își duc pirații banii. Era o chestie pe care ar fi vrut să o discute el personal cu pirații, poate să-i elibereze pe câțiva în schimbul unor bani pe care să-i dea pirații. Nu este, foarte, nu este foarte convins că, că vrea să acționeze în sensul Bă, Să știi că Plutar se înșeală și Suetonius are dreptate pentru că Plutar fi atent ce face Și dă cu stângul în dreptul Spune că da. se duce la guvernatorul provinciei Asia, care nu mai era Marcus Termus, ci un anume Iunius Exact așa zice Plutar Dar dacă ar fi fost prins exact când a venit din Bitinia, ar fi trebuit să fie același Marcus Termus da. Da, da, cred că da. Vorbe serios. Deci acum pur și simplu, adică da, Suetonius, mergem pe, mergem pe mâna lui Suetonius. De da, exact, mergem pe mâna lui Suetonius. Și. Uh, da. Deci, uh, ideea este că în cele din urmă. Uh, Cezar trece peste capul guvernatorului. Merge la Pergamum și cu, cu totuși, prestanța pe care o are, pentru că. Presupunem că deja are, are corona civică și, deci, este, este până la urmă un membru al Senatului, uh, decide să-i scoată pe pirați din închisoare și îi crucifică pe toți, exact așa cum le-a promis. Cu păi, și... ce prestanță, Omul era nebun deja, adică nu serios. Eu, din ce m am povestit până acum, mie mi se pare că omul e un pic, pe lângă faptul că are se cheltuie. Mi, mi se pare că este șmecher, nu neapărat că este nebun. Deci mie mi s-a mi părut că este foarte șmecher. El a fost practic a făcut un pic pe bufon în fața lor că pirații au considerat că omul ăsta e un bufon, știi? pirații ar fi putut zis... să-l omoare oricând. Da. Da, ar fi putut să-l omoare oricând, dar chestia este că pirații nu aveau un obicei astfel de lucruri, știi? Pentru că nu, e, nu există niciun profit în a omorî un cetățean roman. Da, dar nu. ce dar avea obicei în a, -a omorât oameni, am înțeles. E aia o... e altă chestie, e, e, un, e un obicei pe care acum și-l formează. Și acum ceea ce face este doar să respecte ceea ce a promis și ceea ce ei credeau că este doar zis în glumă. Uh, în fine, hai să. Hai să uh... mă -mă că era spus în glumă atunci, adorine pentru că dacă pirații ar fi considerat un singur moment că omul vorbește serios, îl eliminau ei atunci, Absurd. doar nu absolut, Absolut, absolut. Bun. Ziceam că s-a întors la Roma și uh, acolo a început. Uh, Și-a luat o casă modestă într-o suburbie foarte neplăcută, foarte rău formată din, uh, din Roma. Uh, se face avocat și începe să aibă ceva succes. Unul din cazurile uh, lui este legat de un, uh, de un uh, pretor roman pe nume Dolabella, pe care îl. Uh, îl pune sub acuzare. Nu e, Acum, nu e nu e pretor, e fost consul și după aia proconsul. Așa, proconsul, scuze. Așa, uh, proconsul, nu pretor, corect. Și uh, cum, cum suntem în Roma, acuzatorul în general nu prea are foarte mult succes, pentru că întotdeauna a fost văzută mult mai bine apărarea. și Dar Cezar este remarcat pentru calitatea discursului și mai are și alte succese. Adică Răușește să, să câștige și alte procese care îl fac din ce în ce mai celebru. Poate că nu este la, la nivelul lui Cicero, însă în mod clar. Și faptul că este dintr-o suburbie, el, acum stă în suburbie, își face un public, își face niște fani, oamenii îl recunosc. Zice, A, bă, uite, vezi, ăsta stă în subura, nu stă în sus la, la boș. Cu noi la sărăcie. Deci e bine, asta e deal nostru. Bă, eu suntem Și... dat un pic să le iau tot așa. Poate are legătură cu vârsta, deocamdată destul de fragedă, da. Deci, ce facem? Mai întâi Pierde un proces. Da, e așa de meseriaș la oratorie da. încât Dolabela e achitat până la urmă asta proconsul. Da, dar, dar, încă o dată, acuzarea era în general văzută rău în. Lasă, lasă, rău, rău. ci Cicero a câștigat destule procese acuzator fi, nu apărător. Și după încă un proces în așa. care Cezar a apărat orașele grecești, de data asta împotriva unui pretor din Macedonia. Așa. Ciceru chiar se întreabă cu această ocazie Deci fii încetare. Uh, bine, asta zice Plutar Mă rog, există cineva ce are calitatea de a vorbi mai bine decât Cezar? Și mă rog, cred că tot el ar fi trebuit să-și răspundă la întrebare Bă, da, există, eu sunt ăla Pe, pe principiu, oglindă-oglinjoară, cine e cel mai orator din țară? Băi, sunt Bolovan, cum să mă întreb asta? Eu sunt cel mai tare, lasă-l pe ăsta, ok? Într-adevăr, a studiat cu același Apolonius cu, cel, na, cu fiul lui Molon, Solon, așa mai așa. departe dar totuși, eu sunt sincer, o lasă-l pe ăsta, că stai și cu șase ani și ori mai mică ca mine Dar oricum, interesant, asta zic, tot Plutar zice că se uită, se uită la Cezar, se uita că se mai ducea și el Să vadă cum se, des, cum se desfășoară, cum, cum, prestează asta în instanțe mm -hmm. Și zicea, bă, atunci când mă uit la, la ce caracter se ascunde în spatele acestei înfățișări drăguțe și vioaie nu, nu intuiesc un scop tiranic așa, dar el există undeva acolo. Da, băi, știi cum e ace, chestia, Tehnica asta se numește foreshadowing știi? Și toată lumea În momentul în care povestește ceva După ce se întâmplă Faptul ăla Și băi, presimțeam eu că se întâmplă ceva Cam da, așa sunt și chestiile astea A, Corect, corect A, păi, mai, mai zice, dar nu, nu dăm spoiler la bagăci Bagă și cer -o niște citate despre Cezar de zici Că bă, ăsta e ghicitor în stele Știi, atât de zi. Exact. În fine, în 69 înainte de Hristos este ales uh, tribun, uh, tribun militar, apoi uh, este ales. Uh, de asta fapt, primul, nu, prim, nu, asta e primul dat. În 69, milita. cred că în 73 este ales. 72. În 72. 72. În 73, 73, în 73 este numit Pontifex. Pontifex, care nu este Pontifex Ma, uh, Maximus, este un, un, uh, practic un rol în preoțime dar nu este încă un rol cât de cât important în preoțime. Important e că în 73 este numit în, pe această, deci practic în, în, corpul preoțesc al, al Romei. Și în 72, cum ai spus tu, este ales tribun militar, apoi Aghi, este ales. Cine? sub comanda cui este ales tribun militar? Uh, nu știu. Sub comanda lui Crassus în război împotriva lui Spartacus. Cu, oh. care, cu care Crasus a avut o relație foarte bună, că de azi zic acum se leagă toți, o să vedem converg toate marile genii, marile personalități așa, 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 așa. de pe vârful piramidei. Deci, da, Cezar și Spartacus s au fost de o parte și de alta a baricadei. Bă, probabil da. că Cezar a și săpat canalul ăla între Marea Ionică și cea tireniană de, de care nu, cea, cred, băi. Cred, că, cred că a dat indicații cum să facă. <laughs> da. da <laughs> mai okay. degrabă. Nu, dar de asta spun. Uh... E foarte important, important detaliul ăsta și relația asta dintre, dintre Crasu și Cezar, pentru că o să vedem. Ei se înțeleg mai bine. Sau o să o să înțeleg mai târziu. Da da, 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 da. În 69 este numit Chestor dar chiar în 69 moare mătușa lui, Iulia, și la, la moartea adică mătușii soția lui, Marius. Soția lui Marius. Și la moartea mătușii lui ține un discurs, o, un oratoriu funerar. În care prezintă printre altele și imaginea soțului ei Și este pentru prima oară după, după practic, după dominația lui Sula În care imaginea lui Marius este arătată în public și este discutată în public. Nu, nu doar asta, și... dar, dar în Roma nu exista tradiția ca femeile să aibă parte de funeralii. Ba, femeile bătrâne. Ba, alea bătrâne, ok, ok, dar doar. A, așa. Dar cea dar... adică, adică că, da, ok, bine. Da, Iulia, Iulia, era totuși una din acele femei foarte respectate, știi, văzută ceva de genul, băi, asta e mamă eroină, știi, cam, da, cam da, așa ceva. Ok, ok, el face, așa am înțeles că el, în fine, uh, oferă cumva ambelor femei. O să vedem să nu. Stai, stai să zic până la capăt că, că ducem povestea mult prea repede. Cum ziceam, în 69, chiar dacă este numit Chestor, tragediile se cam țin lanț. Adică, ok, poate moartea Iuliei nu este o tragedie atât de mare, însă moare și Cornelia, soția lui. Și ăsta este momentul în care și pentru ea organizează funeralii, uh, funeralii publice și uh, face exact acel lucru uh, fără precedent în uh, cel puțin în istoria recentă a Romei, în care uh, ține aceste oratorii uh, de uh, publice de funeralii pentru soția lui Cornelia, care, să nu uităm, este fica lui, lui Sina, totuși fică de consul al Republicii Romane, consul de patru ori al Republicii Romane. Și după ce, de-abia după ce moare soția lui, și în fine, poate cu mișcarea asta, poate asta a fost o mișcare populistă, sau poate este genul ăla de, de, lucru care se întâmplă pur și simplu să, să-l faci pentru că îl simți Pentru că să nu uităm până la urmă și Cezar Cezar și-a pus uh, păi, ce viața gaj pentru, pentru femeia asta știi? Păi ce să simți, Dorină, tu? Na, dacă, nu, dar, ok, nu știu cum gândeau ei atunci, dar Poți să îmi imaginez, îți moare cineva, drag. Ți, simți tu nevoia să te urci, că s-a dus, a ținut discurs în rostra, a trimis o felul de săgeți, i-a făcut pe oameni să l clame și mai tare. Nu mai era. Deci, nu mai era funeraliu, nu mai erau funeralii publice și. Uh, uh, nu știu, meditație. Era un fel de. nu știu. O... Un fel de spectacol. Poate. Da, da, era un uh, spectacol din bine, ăsta că Suetonius ce... parcă spune că. Uh, vrea să-i pună masca mortoară a soției lui Marius să, să aibă chiar înfățișarea lui Marius. Și să mm -hmm. seama, na, oamenii, unii turbează, alții aclamă, adică el ar fi putut să facă o chestie discretă prin care chiar își arăta, mă rog, doleanțele, condoleanțele, dar a adus tot evenimentul ăsta într-o. Mă, nu, într nu, deci, mie, e, mie mi se pare. Nu, mie mi se pare mai degrabă că el respectă tradiția și, practic, Oferă acele funeralii, să zicem așa, în care arată importanța, practic transmite importanța acelor persoane și celor din jur. Deci, nu mi se pare neapărat că este ceva de genul că voi, ok, încearcă să-și să construiască popularitate pe seama lor, cât încearcă cumva să-și să reabiliteze acea parte din familie despre care societatea în general nu prea mai vorbește pentru că la un moment dat un nebun, căci nici Sula nu este foarte sănătos un nebun a interzis întregii societăți să vorbească despre el Așa că și în momentul în care face aceste, aceste procesiuni pentru, pentru Iulia și când face pentru Cornelia este foarte posibil ca gestul lui să fost cât se poate de sincer, să nu, fie, să nu fie pur și simplu un act populist. Mai ales că ceea ce se întâmplă este că vremea de 2 ani el este trimis în Spania să se vească drept chestor. Da, dorine, o să vezi când îi moare mama ce multe funeralii publice fastoase face. A fost fix un populism ordinar. Eu așa văd lucrurile. Păi, se poate, știi cum e. Asta este interpretarea ta. A mea nu este neapărat că, că ăsta a fost un populist. Chiar dacă omul este un populist, nu, nu înseamnă. E un, popular. că... e un popular, nu e un populist. Nu, e, e, și un populist, pentru evident, că. Evident. Ok, deci, bine, el în momentul ăsta gândește că e totuși într-o. e tot într-o situație financiară sensibilă, nu este într-o zonă foarte. Foarte grozavă din punct de vedere financiar. Poate ceea ce încearcă să facă este, băi, ok. Dacă eu nu am bogăție materială, măcar uite să arăt cât de importantă este familia mea în societate, știi? E posibil. E o chestie pe care nu prea putem să o judecăm fără să avem imaginea. Societății de atunci, care nu, este un lucru complicat. nu, 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 nu pretind că aș avea dreptate, eu zic doar cum văd lucrurile, dar o să-ți spun uh -huh. cât de curând Cezar te va, te va contrazice în legătură cu afirmația asta. că. Okay. Ai... Să mă contrazică, foarte bine face. În fine, lucrurile destul de pe scurt. Așa, după moartea soției lui, pleacă în Spania să servească drept chestor, acolo apare un un episod foarte lăcrămos în care dă, se zice că dă peste o statuie a lui Alexandru cel Mare și își dă seama că la vârsta lui Alexandru deja cucerise întreaga lume la 31 de ani Că treaba asta Eu... se întâmpla în 69 înainte de Hristos Ok Așa. Se întoarce în 67 în Roma și se căsătorește cu Pompeia, nepoata lui Sula, ceea ce este ceva de genul ok, bine, m-am înțeles, în orice caz se căsătorește cu cu Pompeia, de care va divorța în 61, a căzând că e acuzată că înșală, ceea ce e un episod despre care o să vorbim data viitoare. Deci un fel de, un fel de căsătorie dinastică așa, un, mai un pic din da, interes, exact, un pic din exact, Mai exact, că exact. el mai avea și o fică cu cu Cornelia, cu nevasta anterioară, pe care are grijă să o mărite și pe aia, cu, cu Nenea Pompei. Exact, exact. Și ca să, ca să terminăm un pic lucrurile, așa, foarte pe scurt, ca să ne dăm un punct de unde să pornim discuția săptămâna sau, mă rog, data viitoare. În 65 este ales Edil și intră în atenția tuturor pentru cât de extraordinare sunt jocurile pe care le, le organizează. Și asta este foarte important pentru că treaba asta, dacă este să vorbim despre populism, treaba asta o face pentru populism și ca să o facă pentru populism are nevoie de foarte, foarte, foarte mulți bani. Ce nu are familia lui Cezar? Foarte, foarte, foarte mulți bani. Și o să vedem că asta este o problemă în timp. Dacă în 65 este ales deal și intră în aceste datorii foarte serioase, una din căile prin care, prin care vrea să iasă din scăpotare este să candideze și în 63 din poziția lui de Pontifex candidează la poziția de Pontifex Maximus, un fel de preotchef. Asta este un fel de chef. dar este, este o poziție care se dă de obicei unor patricieni foarte importanți. Dacă ne uităm peste lista de Pontifex Maximus, o să vedem că este, este o listă foarte 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 interesantă cu niște nume cu niște numai chiar recunoscute. Asta e un pic să găsesc, să și găsesc lista respectivă. Da, nu uh, tu, Plutar ne spune că atunci când intră ăsta serios în, în politică, Cezar avea deja o datorie de 1300 de talanți. Deci imens, imens. Și apropo de cumpătare așa. și de populism, el teoretic te-ai gândit că bă vine Edil, și în timpul acestei magistraturi pune un piculeț la punct infrastructura, infrastructura din Roma, dar pe naiba că el oferă numai pâine și circ romanilor. Nu trecuseră decât 4-5 ani de la războiul lui Spartacus, vine cu jocuri cu gladiatori, da. 320 de perechi, spectacole teatrale, nu știu, arene pline cu lei numidieni, curse de cai, banchete publice, ce tot, adică erau ăștia super fericiți lumea la clamat asta, e, asta e și ideea. Lumea era foarte mulțumită, plebei erau la picioarele sale. Deci de asta spun că te va contrazice cât de curând Cezar care da, a, a care și cu... contrazice. Da, dar m-a contrazis cu altceva, știi cum e. Fiecare, fiecare fapt trebuie judecat și un pic separat, nu, nu ca parte din din întreg, știi? Trebuie să ne uităm la fiecare lucru în parte, că unul lucruri s-ar putea să fie cât se poate de sincere. Uh, ideea este, acum am dat uh, și, peste, și peste lista asta, uh, de exemplu, uh, este, în lista respectivă este un Publius Cornelius Nasica Corculum, urmat de fiul lui uh, Publius Cornelius Nasica Serapio. Sau Marcus Emilius Lepidus, pe care îl știm de pe undeva, de pe, uh, el a fost în funcția asta între 180 și 152, deci mai așa, mai din spate, dacă ne amintim un pic despre, uh, despre Marcus Emilius Lepidus. Adică Sau mucius un... Mucius Chevola, așa. Nu, zic un, un înaintaș al lui Lepidus ăsta, care a vrut să răstoarne ordinea guvernamentală, chiar după Sula. Exact. Uh, și chiar înainte de uh, Iulius uh, Cezar este în această funcție Quintus Cecilius Metellus Pius, cel care uh, până la urmă se lupta cu, uh, cu Setorius în, uh, în Spania și care, iarăși, era unul din cei mai importanți. Sau, iată, Gneus Domitius Ahenobarbus, pentru că ți-e spre -ți cea de Ahenobarbus. Da, da, da. Iarăși, iarăși el însuși a fost un, unul din acești pontifex maximus. Despre acest, această poziție, nu putem să spunem decât că este o poziție pe care, după aceea, întreaga aristocrație mă rog, întreaga împărăție romană o preia ca titlu de uh, legitimizare a uh, împăratului și acel pontifex uh, maximus este uh, în cele din urmă, mai mult sau mai puțin, uh, transmis acum în Papa de la Roma. Deci, acesta este titlul preoțesc titlul papei de la Roma este de fapt urmașul titlului preoțesc pe care în 63 înainte de Hristos îl ia Iulius Cezar îl ia pentru că a murit, a murit inopinat marele preot de atunci, adică. Adică Pius. Pius, uh, ce dar, dar. Exact. dar și Înainte să na, că presim că vrei să ne dai și niște detalii din uh, culisele uh, participării, sau nu știu cum a câștigat această funcție, uh, mm. nu? Ok, atunci vreau să mai spun eu ceva despre uh, populismul lui Cezar. Sunt un pornit pe el, recunosc că deocamdată. Poate o să ajung să, episodul viitor la, la, sentimente mai bune, dar deocamdată vreau să spun o chestie. Deci, după una din petrecerile astea fastoase pe care le-a organizat el din, din, postura de edil, an pe care i-a luat cu împrumut de la Crasus. Da. Uh, nu, nu, nu i-a luat încă împrumut. În, 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 în la în da, ia un împrumut micuț de la Crasus. Mai... Ca să Crasus dă, nu, după a, aia Crassus okay. Crasus să-i dă mai mult, dar. Tot așa, la adăpostul nopții, că el era acolo mare șmecher în cetate, duce în capitol tot felul de artefacte cu Marius. Apropo, de da, de Marius de, de unchiul lui, uh -huh. trofee, tablouri, un, un fel de mic triumf. Face un mic triumf în memoria pentru victoriile lui Marius împotriva Cimbrilor și Teutonilor. Okay. Și el provoacă foarte multe tensiuni în Senat. Unii îl acuză chiar că vrea să urzupe Republica. Uzurpe. Vin după aia U uzurpe, ok? Uh, vin partizanii lui Cezar în uh, număr din ce în ce mai mare, da? Umplu Capitoliu, încep să îl, mă rog, să-l aplaude pe Edil, asta mai, mai diliu. Și că aici uh, ajungem și la uh, ăștia care vor să candideze. Uh, ajunge la un nivel de tensiune uh, Senatul, încât. Quintus Lutatius Catulus, unul dintre cei mai reputați și respectați oameni din, din, Republică, se ridică și îi spune deja lui, lui Cezar, bă, deja asta, ok, puteam să te înțelegem până acum, că sapi așa încetișor, minezi subtil la, la temelia Republicii, dar tu acum deja încerci să, să adică, fo, Folosești mijloace de război de-a dreptul ca să capturezi guvernarea. Deci, e acuzat pe față de senatori care Văd, văd, planurile lui, lui Cezar și își dau seama că e o chestie cu bătălie lungă. Pe de altă parte, sunt aceiași senatori care în 63, același an în care Cezar devine Pontifex Maximus, sunt foarte de acord ca Cicero, pentru că până la urmă aici vrea să ajungem și, evident, să închidem episodul. Îi aprobă lui Cicero acel abuz extraordinar la adresa cetățeniei romane, în timp ce, din poziția de pontifex maximus și din poziția de senator, Iulius Cezar este singurul care încearcă un apel la rațiune și încearcă, de fapt, un apel pentru a păstra legea și, până la urmă, acea constituționalitate pe care Cicero doar o invocă în textele lui, dar se pare că nu este foarte foarte îndrăgostit în a de a, le, de a o respecta. Deci aici, aici devine lucru lucru foarte complicat. Și o să rămânem aici și o să revenim pe acest subiect data viitoare, când o să vorbim despre, despre mai pe larg, poate un pic despre ce se întâmplă, care este influența lui Cezar în, în acea conspirație catilinară. După care să vedem în ce direcție se duce Cezar și cum reușește să-și să plătească datoriile. Ca să înțelegem cum o să-și plătească datoriile, la un moment dat va trebui să știți că pentru a-și plăti datoriile va trebui să recurgă la a trece Rubiconul Dar despre asta o să vorbim dățile viitoare Până atunci ne auzim și să nu anticipăm mai mult, dar ne auzim cât de curând Ceau! Salutare!